Bună ziua! Și Hristos a înviat, pentru că suntem încă sub auspiciile sărbătorilor pascale. Mă bucur că astăzi am reușit să ne întâlnim la un eveniment deja consacrat în cadrul zilelor municipiului roman și e vorba de Gala Excelenței. Aș spune eu un eveniment, sau poate cel mai frumos, mai plăcut eveniment, având în vedere că, iată, cu ocazia zilelor municipiului roman, putem să apreciem oameni, personalități, entități care au contribuit la promovarea orașului, la creșterea prestigiului orașului nostru, la promovarea diverselor activități, într-un cuvânt, la propășirea orașului roman. De aceea, eu personal, Primăria Municipiului Roman, vă este recunoscătoare, eu vă sunt recunoscător și sunt convins că toți romașcanii sunt în asentimentul nostru. Mă bucur că avem astăzi, în cadrul galei, premieri din diverse activități. Vorbim de la activități sociale, caritabile, sportive, educaționale, medicale, oameni care s-au implicat și care au făcut lucruri de care noi suntem astăzi mândri și datori să le mulțumim în felul acesta, oferindu-le o diplomă de apreciere, respectul nostru și, sigur, faptul că astfel nu îi vom uita niciodată și mereu vor fi alături de noi în activitățile viitoare și un exemplu pentru cei mai tineri. Așadar, vă mulțumesc tuturor încă o dată pentru participare. Vom începe activitatea propriu-zisă de apreciere a excelenței și o să-l invit pe Dragoș să înceapă și el prezentări. Mulțumesc încă o dată! Mulțumesc, domnule primar, vă spun și eu, bine ați venit la această gală care a devenit o tradiție pentru municipiul nostru. An de an ne revedem aici împreună cu domnii consilieri locali, colegii din Primăria Municipiului Roman, pentru a oferi premiul de excelență persoanei sau persoanelor societăților care ne fac mândri că suntem romașcani, ne duc numele mai departe, chiar și dincolo de votare. Și anul acesta vor fi 10 premii pe care domnul primar le va înmâna. Voi citi prezentarea fiecărei persoane sau fiecărui laureat în parte și voi începe cu o poveste sau cu un început de poveste. Așadar, voi spune, a fost odată ca în povești, a fost ca niciodată. O tânără pe nume Ioana Elena, născută pe data de 2 mai 1985 la Bacău. Încă din copilărie a dat dovadă de o mare hotărâre și o sete de cunoaștere. A absolvit Colegiul Național Ferdinand I din Bacău și apoi și-a urmat visul de a deveni medic dentist, frecventând cursurile prestigioase Universității de Medicină Grigore de Popa din Iași. După ani de muncă și dăruire, Ioana a absolvit în anul 2010 Facultatea de Medicină Dentară. Pasiunea pentru domeniul său de activitate a continuat și a decis să se specializeze în protetică dentară în anul 2014, atunci când a obținut titlul de medic specialist. Continua să urmeze cursuri pentru a doua specialitate, străduindu-se mereu să-și îmbunătățească abilitățile și să ofere cea mai bună îngrijire posibilă pacienților săi. În viața profesională, doamna dr. Ioana Meliuță este cunoscută pentru abilitățile sale excepționale de organizare și capacitatea de a-și conduce echipa în mod eficient. Împreună cu domnul dr. Ciprian Miruță, soțul domniei sale, au creat clinica de stomatologie dent-expert, unde doamna Ioana este foarte respectată de colegi și, bineînțeles, iubită de pacienți. Este o soție iubitoare și o mamă devotată celor 3 fiice ale sale. Ilinca, Natalia și Smaranda, în ciuda programului încărcat, își găsește mereu timp pentru a petrece clipe magice alături de familia ei și de a crea împreună amintiri de neuitat. Angajamentul doamnei Ioana față de excelență și etica de lucru sunt cu adevărat admirabile.
Dăruirea față de comunitate se extinde dincolo de profesie, fiind președinte al Consiliului Părinților, partener al proiectului CNR Vara, precum și al proiectului anual desfășurat la clinica Dentexpert în săptămâna școală altfel, cu participarea elevilor și preșcolarilor din Roman. Este o adevărată inspirație pentru toți cei care o cunosc, angajându-se mereu să învețe mai multe și să dea înapoi celorlalți. În concluzie, povestea doamnei dr. Ioana Driuță este una cu muncă asiduă, determinată și o dragoste adevărată pentru familia, comunitatea și profesia domniei sale, fiind un exemplu strălucitor a ceea ce poate fi realizat cu pasiune, dăruire și o inimă bună. În aplauzele dumneavoastră, doamna dr. Ioana Driuță. Succesul nu constă în lucruri mărețe, ci acte zilnice, mici, de bunătate și considerație față de cei din jurul nostru. Vă mulțumesc! S-a născut în anul 1980 la București. A urmat cursurile Liceului Teologic Sfântul Francesc de Assisi și este absolvent al Institutului Franciscan din Roma. După absolvire, a fost administrator la revista Mesagerul Sfântul Anton. Timp de 5 ani a fost preot misionar la o biserică din Liverpool. După absolvire, a fost administrator la revista. Din anul 2014, superiorii l-au desemnat la conducerea proiectelor social-caritative, educative și de incluziune, ce sunt desfășurate de Fundația Umanitară Pacea, pentru a veni în întâmpinarea problemelor cu care se confruntă beneficiarii fundației, în speță persoanele defavorizate, copii și adulți din zona Romanului. Astfel, pe partea socio-educativă, a dezvoltat un centru de zi unde 50 de copii din medii defavorizate beneficiază, pe lângă activitatea didactică, și de micul dejun, prânzul, oferite la cantina din incintă, precum și de tot ceea ce înseamnă materialele didactice, asistența umanitară, medicală, igienică și psihologică, fiindu-le asigurat și transportul de acasă la fundație. Pentru persoanele adulte, a dezvoltat în parteneriat cu o pepinieră de plante ornamentale cursuri de grădinărit și horticultură, astfel încât a putut îndesni crearea unor locuri de muncă pentru aproximativ 20 de tineri și adulți, mare parte din ei condamnați la sărăcie, în special din cauza analfabetismului și a lipsei de calificare în muncă. Pe lângă aceste activități, prin intermediul fundației, la locuințele sociale din strada fabricii, funcționează un centru medical unde se acordă asistența medicală de bază și consiliere medicală. În ultimul an s-a implicat și în ajutorarea refugiaților ucrainieni, ajunși pe meleagurile rămășcane, precum și în ajutorarea celor rămași în Ucraina. Astfel, de la începutul războiului, a organizat și întreprins 12 transporturi cu ajutoare umanitare, alimente, medicamente, produse de igienă, haine, pături, sobe, generatoare și alte lucruri necesare lor în aceste vremuri tulburi. Pentru toate acestea, vă felicităm și vă mulțumim, Părinte Lucian Mihai Bobărdac. Pot să spun doar mulțumesc pentru recunoaștere. Noi știm că facem treabă bună acolo, dar când ni se și confirmă, parcă ne simțim un pic mai bine. Toate cele menționate de domnul Dragoș s-au făcut cu mult efort. Avem în plan multe alte activități. Depunem în continuare eforturi
Știm că mai dăm și greș, dar nimeni nu evoluează dacă nu trece și prin acest, să spunem, această sită a greșelilor. Ne vom implica în continuare în activitățile din aici, de aici, din oraș, în activitățile sociocaritative și eu voi continua să mai merg în Ucraina, chiar acum organizez un transport, tot undeva în zona de nord-est. Mulțumesc pentru recunoaștere, domnului primar, și dacă vreți să vedeți ce facem pe la fundație, vă așteptăm pe acolo. Deja văd unele echipuri care au mai fost pe acolo. Vă mulțumim. Dacă vreți să ne ajutați, la fel, noi suntem dispuși să vă oferim persoane care au nevoie de ajutor, fie la cabinetul dentar, fie în alte părți. Deja mulțumim anticipat. Și inimoasă vorbim de această dată. Voi începe cu doamna doctor Maria Andrici. S-a născut la Roma pe 30 mai 1977. A urmat cursurile Colegiului Național Roman Vodă, promoția 1995. Este absolventă a Universității de Medicină și Farmacie Iași, Facultatea de Medicină, promoția 2001. După absolvire, a fost angajată ca medic stagiar la Spitalul Municipal de Urgență Roman. În perioada 2003-2009 a desfășurat activitatea de medic rezident, specialitatea ortopedie-traumatologie în cadrul Spitalului Clinic de Recuperare Iași. Din anul 2009 a revenit în orașul natal ca medic specialist ortopedie-traumatologie în cadrul Spitalului Municipal de Urgență Roman, iar din anul 2014 este medic primar. Din anul 2015, cu dăruire și implicare, deține funcția de manager al Spitalului Municipal de Urgență. După un prim mandat în care au fost puse la punct bazele programului managerial, în prezent, în cel de-al doilea mandat, putem vorbi de adevărate rezultate. Printr-o bună colaborare și organizare cu implicarea întregului colectiv, Spitalul Roman a făcut față cu brio în perioada de pandemie 2020-2021, în asigurarea continuității serviciilor medicale, fiind tratați pacienți non-COVID din întregul județ Neamț, precum și din localitățile limitrofe și din județele Vaslui, Bacău și Iași. Echipa de management a reușit să atragă fonduri atât europene, prin programul operațional Infrastructură Mare, dar și să încheie relații de colaborare cu firme private. Amintim de Asociația Curiță Tărâță, care a donat Spitalului echipamente medicale și aparatul de testare RT-PCR, astfel că Spitalul Municipal de Urgență Roman a fost unul dintre puținele spitale din țară care au putut testa pacienții pentru virusul SARS-CoV-2 încă de la începutul stării de urgență. A reușit obținerea finanțării unor proiecte europene în parteneriat cu Ministerul Sănătății, care facilitează îmbunătățirea accesului populației în regiunea nord-est la serviciile medicale de urgență prin dotarea cu aparatură de înaltă performanță. Au fost atrase fonduri pentru reabilitarea, modernizarea și extinderea ambulatorului de specialitate și cred că vorbim aici de peste 12 milioane de lei. Lucrările sunt în desfășurare. Pentru reabilitarea, modernizarea și dotarea stației centrale de sterilizare, fonduri prin Compania Națională de Investiții, peste 5 milioane de lei, de asemenea lucrările fiind în desfășurare, din fonduri proprii ale spitalului și cu ajutorul unor firme în spatele cărora stau oameni de bine, s-au început lucrările pentru modernizarea sistemului de producere a agentului termic și apei menajere, proiect ce are termen de finalizare sfârșitul acestui an. Un alt proiect important pe care vreau să-l amintesc este cel efectuat anul trecut, cel de locuire a transformatoarelor de curent electric necesare alimentării cu energie a spitalului, transformatoare montate în 1980. De asemenea, modernizarea instalației de distribuție a agentului termic, apă caldă și menajeră, secția pediatrie, se află în execuție. Dotarea cu echipamente medicale performante a tuturor secțiilor, modernizarea, reabilitarea și igienizarea acestora, îmbunătățirea calității condițiilor hoteliere, toate împreună, s-au realizat prin implicarea permanentă a doamnei dr. Maria Andrici și a muncii în echipă, așa cum spuneam la început, fiind vorba despre
buna colaborare dintre medici, personal medico-sanitar, personal auxiliar și personal TESA. Toate cele menționate au dus la cea mai recentă realizare, acreditarea Spitalului Municipal de Autoritatea Națională de Management al Calității în Sănătate. Doamna doctor Maria Andrice. Vreau să mulțumesc întregii echipe pentru că toate aceste realizări au reprezentat o muncă în echipă, echipa Spitalului Municipal de Urgență Roman, echipa OAT-ului Roman, împreună cu domnul primar, pentru că o parte din aceste proiecte sunt de pe vremea când domnul primar era director financiar contabil la Spitalul Roman, și susținerea de la centru, de câte ori avem nevoie la București, ne susține și ne sprijină domnul deputat Leoreanu. Și totodată vreau să mulțumesc și familiei mele, soțului și copilului pentru susținere și bunului Dumnezeu pentru ajutorul care mi-l acordă. Mulțumesc mult! Compania AMF Bruns, care a luat ființă în Germania în anul 1958. O companie de familie atunci și care a ajuns în prezent să dețină fabrici în Germania, unde este și sediul central, în Olanda, în Anglia, în Statele Unite, Thailanda, precum și biroul de vânzări în mai multe zone de pe glob, precum Dubai, Polonia, Statele Unite. În schimb, la Roman vă face referire, pentru că la Roman a fost amenajată singura fabrică a grupului din România și din Europa de Est. Locația fiind aleasă, mai ales datorită poziției geografice, compania a avut numeroși clienți în zona Europei de Est. În luna noiembrie anului 2021 a fost inaugurată compania germană AMF Bruns, o investiție de 7 milioane de euro, care produce în fabrica de la Roman atât sub ansamble, ansambluri sudate pentru mașini care vor fi modificate pentru persoanele cu dizabilități, rampe pentru scaune cu rotile, trepte ajutătoare, scaune pentru șoferi modificate special pentru persoanele cu dizabilități, paraseli speciale cu sisteme de prindere pentru scaune cu rotile, cât și structuri metalice pentru sisteme de transport industrial mare, benzi transportoare, silosuri cu buncăre, ori elevatoare. Totodată, investiția a însemnat și crearea peste 100 de noi locuri de muncă și un mediu de lucru profesionist. Încă de la înființare, compania AMF Bruns s-a implicat și în activitățile comunității, sponsorizând premiile oferite elevilor și profesorilor la Gala Excelenței în Educație. De asemenea, compania a susținut activ evenimentele prilejuite de împlinirea a 150 de ani de la înființarea Colegiului Național Roman Vodă. Un alt proiect a fost susținerea în calitate de sponsor a echipei de robotică The Eagles de la Colegiul Național Roman Vodă și tot pentru tineri a fost organizat și proiectul Start Carieră, proiect desfășurat alături de Colegiul Tehnic Miron Costin. Scopul final a fost ca tinerii să se integreze cât mai ușor pe piața forței de muncă, în mediul industrial și nu numai, să fie încrezători și să conștientizeze importanța unui loc de muncă stabil într-un climat profesionist. Pentru că domnul director Nicolae Lucian Slavnea nu este în localitate, domnul Funaru Marian, manager operațional, este în sală. Îl felicităm și îi mânăm premiul în mâna domnului primar. Felicitări! Thank you.
Bună ziua! Vreau să mulțumesc pentru acest premiu în numele întregii echipe AM Prunz România și să vă transmit și salutările domnului director general Nicolae Spatnea. După cum știți, suntem o companie tânără, avem mai puțin de 2 ani de când ne-am început activitatea, dar scopul nostru a fost, în afară de a crea noi locuri de muncă, și acela de a sprijini comunitatea locală, în special tinerii, pe care le-am orientat prin proiectele desfășurate. Credem că viitorul companiei noastre și al nostru, al tuturor, depinde de tineri, dar și viitorul lor depinde de sprijinul pe care noi îl oferim. Și prin urmare, luăm angajamentul de a desfășura în continuare cât mai multe proiecte care să susțină comunitatea romașcană și în special tinerii. S-a născut la Romani, acum mai bine de 65 de ani, într-o familie de profesori care s-a îngrijit de educația sa în spiritul atașamentului față de morala creștină și față de valorile naționale. A urmat cursurile Școlii Generale numărul 7 și ale Colegiului Național Roman Vodă. Este absolvent al Facultății de Electrotehnică din Iași, precum și al unui cursuri post-universitare de masterat în comunicare la Universitatea din Iași, și cursul de formare în tehnica inovării și documentării, management de proiecte și management financiar. Domnul inginer Șerban Mursuc, și despre el face vorbire, după o frumoasă prietenie începută în anii liceului, în anii 1981, s-a căsătorit cu doamna Georgeta Florentina Scarlat, actualmente reputat medic cardiolog. Un an mai târziu, se naște fiul Radu Ioan, cadru didactic, șef de lucrări la Universitatea de Medicină și Farmacie Carol David la București și șef al Departamentului de Genetică Medicală la Sinevo România. Domnul inginer a lucrat la renumita întreprindere Urtaie Roman, în paralel a desfășurat o intensă activitate socială în domeniul încurajării inventicii de tineret. După anul 1989, urmează o perioadă de navetă Roman București, unde a lucrat la Ministerul Tineretului și Sportului, Departamentul de Tineret, urcând treptele profesionale de la referent de specialitate la director general al Programelor Naționale de Tineret. Tot aici, în colaborare cu Institutul Național de Informare și Documentare și Ministerul Tineretului din Franța, a pus bazele rețelei naționale InfoTin, Centre de Informare și Documentare pentru Tineret, și a organizat primele târguri de joburi în țară la Bursa de Mărfuri din București. În continuare, pasiunii pentru activitatea socială urmează câțiva ani de management al proiectelor de mecenat la una din băncile de renume. Ulterior a fost director la revistei și editurii Știință și Tehnică. În paralel cu activitatea de presă, a lucrat 12 ani la Comisia Națională a României pentru UNESCO, coordonator al sectorului științe și apoi secretar general. Și a încheiat activitatea cu 5 ani de management al programelor sociale și de interfață cu publicul larg, ca director general în Senatul României. De-a lungul timpului a susținut manifestările și acțiunile socioculturale desfășurate în România pentru promovarea valorilor municipiului natal. Activitățile realizate alături de soția sa au cuprins organizarea concursului național Mircea Scarlat, ediția 1, editarea volumelor Istoria Spitalului din Roman și Paramedicalia de Dr. Epifan Nicosărescu, scrierea de domnului profesor Gheorghe Amecioanu, edificarea troiței anticomuniste, realizarea medaliilor comemorative Alexandru Cojocanu și Gheorghe Amecioanu, donații de carte și sponsorizări ale unor concursuri de sprijinire a lecturii pentru elevi și ale unor activități desfășurate la Biblioteca Municipală și Colegiul Național Roman Vodă. Îl invităm, așadar, pe domnul inginer Șerban Ursu, pentru am dus alături de șoburile, serviciile pe care le avem în fiecare parte,
o contribuție la activitățile din Roma. S-au spus destule aici, trebuie să spunem că și în continuare avem planuri importante pe care le vom desfășura în colaborare și cu Atistul și Binecuvântarea Primăriei și Consiliul Local. Deodată vă mulțumim și mai înțeleg. S-a născut pe 8 octombrie 1940 la Focșani. A urmat cursurile Facultății de Agricultură din Iași, promoția 1967. Având a doua medie generală dintre absolvenți, are să fie repartizat la stațiunea de cercetări agricole Secuie, unde a fost angajat pe data de 18 octombrie 1967. Ca tânăr inginer agronom, a participat la manifestările dedicate lui Ion Enescu de la Prad din 16-17 iunie 1968, prilejuite de aniversarea 150 de ani de la naștere. A fost secretarul Comitetului de Redacție al volumului prilejuit de această aniversare. A susținut examenele de atestare ca cercetător și a urcat aproape toate gradele științifice. Pe 20 iunie 1981 a susținut public la Academia de Științe Agricole și Silvice din București teza de doctorat având ca subiect stabilirea dozelor de îngrășământ de la cartofi, fiindu-i conferit titlul de doctor în agronomie. A fost secretar științific al sectorului de cercetare, iar pe 1 iulie 1990 a fost numit directorul unității. A scris peste 150 de articole științifice, a făcut parte din colectivele pentru editarea de către stațiunea Secuieni, a mai multor volume. Și voi aminti doar câteva. Ion Enescu de la Prad, aniversarea 150 de ani de la naștere, cercetări și rezultate în sprijinul producției agricole, știința agricolă în sprijinul producției, cercetări agronomice în Moldova. Timp de 2 ani a fost profesor la Liceul Agricol Polia, unde a predat fitotehnia. S-a dedicat studiului vieții și activității lui Ion Enescu de la Prad, scriind 55 de articole despre marele agronom revoluționar, statistician și monografist român. Primul volum l-a publicat în anul 2018 la bicentenarul nașterii lui Ion Enescu de la Prad, sinteze bibliografice la 200 de ani de la naștere. Au urmat alte 4 volume, unul fiind în curs de apariție. A fost printre inițiatorii acordării titlului de cetățean de onoare lui Ion Enescu de la Prad. A susținut multe comunicări la Muzeul de Istorie din Roma, în prilejul zilei de atestare documentară a orbei noastre. Este căsătorit de peste 50 de ani și are o fiică, profesor la Roman, dar și doi nepoți. Vă felicităm pentru întreaga carieră și vă invităm să vă rețetați și primul de excelență din partea administrației din acest. Ziua tuturor. Cred că am fost nominalizat mai mult pentru Ion Enescu de la Prad. Aș putea vorbi mai mult despre acest mare agronom, adică primul agronom român și a fost primul în mai multe direcții. Ca, pentru că ne aflam într-un restaurant, el a făcut prima șampanie din România pentru domnitorul Mihail Sturza, care l-a trimis la studii în Franța. V-aș recomanda să vizitați casa părinților săi, care se află aproape de Biserica Sfântul Nicolae. Acolo, pe perete, este această placă de marmură prin care se atestă că a fost declarat cetățean de onoare al orașului Roman. Pentru acest lucru care s-a realizat, eu vreau să mulțumesc domnului deputat Leoreanu, care mi-a deschis ușile mai departe către autoritățile române. Vă mulțumesc! Vom merge mai departe și îmi voi întreba.
orienta atenția spre domnul Florin Mircea Zaharescu. S-a născut la Sibiu pe 3 iulie 1949. Este absolvent al Liceului de Artă Plastică din București și al Institutului de Artă Plastică Nicolae Grigorescu din București, promoția 1974. Încă de la absolvire a participat la numeroase saloane de artă plastică la Sibiu, Constanța, Piatra Neamț, București și, bineînțeles, la Roma. În anul 1990 pleacă în Franța, la Paris, la o bursă de studii acordată de Ministerul Culturii. Numeroase sculpturi religioase realizate de domnia sa se regăsesc în bisericile din Șcheia și Alciudeni, dar și la Institutul Catolic din Iași, precum și la Institutul Francescan din Roman, unde în anul 1994 a realizat două lucrări monumentale în piatră, Sfântul Francisc și Sfântul Antonie. Întrucât o prezentare exhaustivă a întregii creații este anevoioasă, voi menționa doar câteva dintre lucrările realizate de maestrul Florin Mircea Zaharescu. Statuia domnitorului Roman I Mușat, lucrare în bronz, amplasată în piața Roman Vodă, în anul 1992, la împlinirea a 600 de ani de la atestarea documentară a urbei Mușatine. Bustul Dr. Fălcoian, lucrare în piatră artificială, la Spitalul Municipal de Urgență Roman. Bustul Viorica Agarici, lucrare în piatră, amplasată în Gala Roman. Monument Mihail Sadoveanu, un monument de peste 4,5 metri, o lucrare amplasată la Hanul Ancuței. Bustul lui Miron Costin, lucrare amplasată în piața în care a fost decapitat cronicarul moldovean. Bustul Ioanichie Bălan, în comuna Stănița. Portret profesor Gheorghe Meciobanu, la anuala organizată la Muzeul de Artă din Roman. Bust Vasile Alexandrii, comuna Săboan. Bust Sergiu Celibidache, lucrare în bronz, amplasată în fața casei în care s-a născut Marele Pirișor, la împlinirea 100 de ani de la nașterea acestuia, adică în anul 2012. Bust Ioan Creangă, lucrare în piatră artificială, amplasată în comuna natală. Bust Mihail Jora, la Muzeul de Artă din Roman. De asemenea, maestrul Zaharescu este cel care a realizat decorarea balconilor la blocurile de lângă Hotel Roman și modele pentru pereții laterale ai blocurilor din Roman. Anul trecut, de zilele municipiului, a fost inaugurată statuia domnitorului Alexandru cel Bun, amplasată în giratorul Poarta Nord, lucrare realizată tot de sculptorul Romașcan. Spirit creator ardent, Florin Zaharescu are mobilitatea intelectuală și instrumentele de expresie nemijlocite pentru a acoperi o arie largă de solicitări, de la monumente de foc public cu rezonanță istorică, la madone și sfinți din catedralele catolice. Are aplicație pentru desen și modelaj, pentru grafică și nici tehnica picturii nu este străină. Dimensiunea intelectuală a artistului se relevă în concepția modernă a volumelor, înscrise dinamic în spațiul public. Unele dintre ele, memorabile, s-au integrat spațiului urban ca niște semne reprezentative pentru istoria și spiritualitatea locurilor. Pentru toate acestea, vă mulțumim și vă invităm să vă ridicați premiul de excelență la Gala Excelenței Romașcane de 2020.
facem un periplu și ne vom întoarce înapoi la medicină, pentru că voi îndrepta atenția către doamna doctor Virginia Laic. Este absolventă a Colegiului Național Roman Vodă, promoția 1995 și a Universității de Medicină și Farmacie Grigore de Popa din Iași, promoția 2002. Au urmat și cursurile unui master în protezarea total amovibilă la aceeași facultate. În anul 2005 a fondat cabinetul stomatologic Dentissima. Atingerea performanțelor cât mai înalte este preocuparea dumneavoastră principală, fie că este la muncă, la cabinet, în familie, la cursurile de perfecționare sau congresele de specialitate sau chiar și în sala de sport. Se află într-o continuă mișcare menită să genereze constant creștere, un plus de cunoștințe și abilități, de forță, de vitalitate, de bună dispoziție și, de ce nu, inspirație, puse cu empatie, cu multă pasiune și mai ales cu zâmbete, în slujba pacienților săi și a celor dragi de opotrivă. O formă sau alta de mișcare a făcut mereu. Prima dragoste a fost cu aikidoul, apoi a mai cochetat cu dansul, zumba, aerobicul, însă din anul 2018 a început să se antreneze cu actualul antrenor, cu domnul Ben Coșnete, și de atunci a rămas numele fitness-ului. Este sportivă legitimată la Federația Română de Culturism și Fitness și membră a Clubului Sportiv Municipal Roman. Întreaga pregătire cât și participarea la un concurs reprezintă un efort comun al său, al antrenorului, al sponsorilor și un sprijin important fiind, bineînțeles, oferit din partea CSM Roman. În mod normal, în afara sezonului competițional, se antrenează de 4-5 ori pe săptămână, iar când se pregătește de o competiție, face și câte 10-11 antrenamente săptămânal. Participă la 2-3 competiții pe an, naționale și sau internaționale. Din anul 2019 n-a fost an fără medalii de aur. Printre cele mai importante reușite de până acum se numără obținerea a 3 carduri. Pro titlul de vicecampioană balcanică la categoria Fit Model, obținut la campionatul balcanic desfășurat la Propeta Turnul Severin în anul 2021, aur și argint în cadrul celebrului olimpian Amator Eastern Europe în anul 2022. Cea mai recentă performanță a fost însă la sfârșitul lunii aprilie, când a câștigat Cupa României medalia de aur la campionatul de culturism și fitness la categoria Masters. Este mama a 2 copii, fiica de 21 de ani este studentă la litere la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca și fiul de 11 ani, cele mai mari iubiri și, bineînțeles, provocări ale sale. În timpul liber pictează, scrie versuri, este pasionată de artă în toate formele ei, de lectură și de călătorie. Deviza domniei Virginia Laic, să nu renunțați la visurile voastre. Să luptați pentru ele, oricât de grele și mari s-ar părea, obstacolele evite pe traseu. Fericire! De viață. Vreau să se folosesc acest prilej pentru a mai mulțumi încă o dată tuturor celor care s-au implicat în întregul proces de pregătire sportivă al meu. Deja am mai făcut-o și am amintit întotdeauna de mentorul și antrenorul meu, Ben Coșnete, omul care a crezut în mine din prima vipul când am pășit în sala de fitness. Nu am apucat niciodată, însă să mulțumesc personal și domnului primar și conducerii Clubului Sportiv Municipal, în care fac parte începând de anul trecut. Tot sprijinul lor este neprețuit. Vreau să mai mulțumesc încă o dată colegilor mei de la muncă, vreau să mulțumesc familiei și prietenilor mei care mi-au fost un sprijin constant pe întregul parcurs și bineînțeles, vreau să mai mulțumesc încă o dată și să dedic acest premiu copiilor mei, așa cum a spus și domnul, frumoasă prezentare și vă mulțumesc încă o dată pentru ea, iubirile și provocările mele.
Vreau să vă mai mulțumesc încă o dată și dumneavoastră că m-ați ascultat și să vă felicit pe fiecare parte pentru frumoasele povești de succes, povești care inspiră. Să vă mulțumesc că ați muncit pentru visurile dumneavoastră și pentru că toate rezultatele dumneavoastră fac ca lumea în care noi astăzi trăim să fie una mai bună. Vă mulțumesc! Până să ajungă antrenor, Mihaela Obreja, deci despre dumneavoastră fac vorbire, a urmat cursurile Facultății de Sport la Universitatea Vasile Alexandrie din Bacău și a făcut școala de antrenor de la București. Ulterior a urmat cursurile universitare de master la Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava. Din octombrie 2013 este angajată a clubului Atletic Roman, unde a făcut echipă cu regretatul antrenor emerit Dumitru Ardene, cel care a selecționat-o și a îndrumat-o încă de la vârsta de 12 ani. După câteva luni de antrenamente, sprijinită de antrenor, dar și de familie, Mihaela Obreja a fost vicecampioană națională la categoria 38 de kilograme. An de an a fost pe podium, locul 2 sau locul 3, la toate competițiile de profil. În anul 2015 a fost vicecampioană mondială la lupte pe nisip la Mangalia, iar în anii 2017 și 2019, Mihaela și-a mai împlinit un vis, medalia de aur la campionatul național individual de lupte feminine seniori. Pe partea de antrenorat, sportivii pregătiți de Mihaela Obreja au obținut rezultate remarcabile la competițiile naționale și internaționale. 10 de premii la campionatele naționale de luptă, Cupa României, dar și la campionatele europene și campionatul mondial. Recent, la campionatul balcanic din Grecia, lotul României de lupte feminine, lupte libere și lupte greco-romane, au avut în componență 3 fete și toate 3, antrenate de Mihaela Obreja, s-au clasat pe podium. Georgiana Cojocaru, locul 1, Sabina Petrache, locul 1 și Denisa Morlacu, locul 3. Pentru toată această carieră de până acum, dar și pentru ce va urma de aici înainte, vă felicităm, vă încurajăm și vă oferim premiul de excelență la Gala Excelență de Pașcani. M-a susținut în cariera mea de antrenor. Vreau să mulțumesc tuturor celor care mă susțin. Primăriei Comunei Ucraina, Primăriei Roma. De acolo vin o parte din sportivii care reprezintă Roma la competiții internaționale și naționale. Mă scuzați că am primul zi. Felicitări! Ordinea a fost aleatorie. S-a născut pe 2 aprilie 1970 în municipiul Bârlad, într-o familie de cadre didactice cu iubire de Dumnezeu și de oameni. După absolvirea liceului, a studiat la Institutul de Științe Economice din Iași și a urmat cursurile Facultății de Asistență Socială la Universitatea Petre Andrei Iași. Doamna Carmen Suciu este un om care și-a găsit misiunea pe Pământ, fiind implicată cu toată ființa în tot ceea ce înseamnă Asociația Născută Înger, fondată în memoria surorii și fiicei sale. Am ales iubirea și dăruirea pentru a nu numi de durere, declara la un moment dat doamna Carmen Suciu. Activitatea Asociației este amplă și vastă. Ne vom rezuma la
cea desfășurată în municipiul nostru. O echipă minunată de voluntari, cred că o parte prezentă în sală, o susține în toate activitățile desfășurate aici. A început cu multe proiecte, strada fabricii, sprijinind copiii confecțiuni tardiace. A organizat multe târguri împreună cu diverse școli din Roman, un concert caritabil, Vioar pentru Alin, un concert caritabil pentru mulți alți copii cu diverse afecțiuni. În fiecare zi ajută persoane din medii defavorizate. De obicei și începe activitatea dinspre dimineață și termină seara târziu. Iar o zi din viața sa începe în bucătărie, unde gătește zilnic pentru 7 persoane vârstnice. Apoi încep activitățile pe teren, activitățile sociale, chituri de supraviețuire cu alimente pentru cei care cer ajutor, medicamente și consultații pentru cei bolnavi, drumuri către spitalele din Iași și Pești, monitorizarea cazurilor sociale beneficiare ale asociației. Face voluntariat de când se știe, fiind născut într-o familie guvernată de iubire și multă dăruire. Părinții, ambii crescuți la casa de copii, au învățat-o să nu treacă niciodată prin viață fără a întinde o mână de ajutor celor nepăsuiți. Asta e și o carte foarte bine primită de publicul cititor. Urmează alta despre tot ceea ce înseamnă să fii acolo unde Dumnezeu îți îndrumă pașii. Acum își dorește să construiască 2 centre de incluziune socială pentru cei care părăsesc sistemul de protecție la vârsta de 18 ani. Unul în Piatra Neamț, Ela, Suciu, și unul în Roman, Riana. În prezent lucrează ca asistent social la Asociația Născută Îngeri, este moderatorul emisiunii Cazuri și Necazuri la Roman TV, coordonator al echipelor de voluntari și coordonator al proiectelor sociale. Doamna Carmen Suciu. Suntem astăzi aici pentru că noi suntem o familie. O familie implicată în comunitatea romașcană, pentru că voi, romașcanii, pe mine m-ați primit ca o facultă într-o familie. Și vă mulțumesc foarte mult. Toți oamenii, toți romașcanii, în genere, sunt niște oameni generoși, frumoși. I-am cunoscut îndeaproape pe mulți și le mulțumesc pentru acest suflet frumos și curat pe care l-au. Mulțumesc Primăria Roman pentru recunoașterea acestor merite pe care le avem. Sunt modest acum, cred. Și mulțumesc în primul rând și Roman TV, colegilor mei de la Roman TV, care m-au susținut și mă susțin de 7 ani în pace. Merg cu mine pe terenul unde este nevoie de noi. Nu în ultimul rând echipei aceste minunate, din care mai lipsesc câțiva voluntari. Mulțumesc domnului primar, mulțumesc asistenței sociale din Roman, mulțumesc domnului viceprimar Samson, cu care avem o colaborare extraordinară frumoasă pe cazurile sociale și ne-a ajutat întotdeauna. Și în primul rând aș vrea să mulțumesc domnului Dumnezeu și familiei mele pentru tot și pentru toate.
Și dumneavoastră vă mulțumesc și felicitări tuturor celor premiați în această gală minunată. Să ne revedem cu bine și la anul, nu ca iarăși premiați, dar poate venim ca invitați. Vă mulțumesc și vă doresc numai bine. Hristos a înviat pentru toți. Domnule primar, Românul are mult mai multe personalități și oameni de seamă, însă cam fiecare an ne oprim la o sumă rotundă, la 10 premianți, dar le promitem celor care ne urmăresc de acasă și, bineînțeles, invitațiilor noștri, că vom continua și la anul, motiv pentru care vă dau cuvântul de încheiere și ulterior o să-i invităm pe toți premianții în față pentru o fotografie. Eu vă mulțumesc! Într-adevăr, un eveniment în care am trăit parcă stările fiecăruia dintre laureați, povești frumoase și cutremurătoare pentru fiecare în parte, povești de succes și suntem bucuroși că putem să-i apreciem. Așadar, au fost 10, nota 10 pentru acest an. În fiecare an vom face acest lucru cu înțelegerea dumneavoastră și a celorlalți că, sigur, nu neapărat am reușit să acoperim toată aria celor care au contribuit la promovarea imaginii orașului nostru. Vă mulțumesc încă o dată și invit pe laureat să facem o poză de aici în față cu toți împreună. Mulțumesc!